Vorbim în continuare despre scandalul din sănătate, modul în care Vlad Voiculescu s-a trezit să facă declarații chiar după ce Florin Câțu a început să vorbească. Arată haosul total de la Ministerul Sănătății. Oamenii lui Voiculescu au dat vina pe premier, deși acesta ieșise de la discuțiile din CNCI înaintea Ministrului Sănătății. Camerele de luat vedere au surprins ulterior un dialog incredibil între Voiculescu și consiliera sa. Când ai zis? Dialogul dintre Vlad Voiculescu și consiliera sa a fost surprins la finalul declarațiilor de presă. Ministrul era mirat că a vorbit în același timp cu Florin Câțu și că premierul nu a avut bunul simț să îl aștepte pe el, dita mai șeful de la Sănătate. În realitate însă, Florin Câțu își începuse declarațiile cu câteva minute înaintea lui Voiculescu, lucru de care se pare că ministrul nu a fost conștient. Și nu doar atât. Pe parcursul zilei, consilierii de comunicare ai acestuia au trimis mai multe informări contradictorii în legătură cu momentul declarațiilor. Astfel, la 15 și 26 de minute, Vlad Voiculescu anunța că va face declarații în aproximativ 20 de minute pe tema transferului de pacienți de la Spitalul Foișor și situația COVID. La scurt timp, ministrul revine și anunță că va vorbi la fix. Ulterior, apare o a treia informare de la Ministerul Sănătății, în care se spunea clar că Voiculescu va face declarații doar după premier. La 16 fix, premierul a ieșit de la ședința CNCI. În loc să aștepte așa cum promisese, Voiculescu a început și el să vorbească după câteva minute, de parcă nu ar fi avut habar pe ce lume se află. Când ai zis? Să iei marca la anumitate ce trebuie să după ce vorbești tu.